Următoarea etapă, jucăm la Câmpul Lung, la Câmpul Lung Mușcel, cred că. Aro Câmpul Lung, da, Aro Câmpul Lung. Acum ce-i zic eu lui Văietuș, joi? Domnul Văietuș, dacă mergem la, că e mai aproape de București, după meci mă lăsa să plec și eu acasă, să mă duc și eu acasă și vin luni la antrenament, dacă tot e aproape, mai aproape de București decât Hunedoara, zic să mă duc și eu acasă. Da, bă, du-te unde vrei după meci, nu mă interesează. Bine, mersi frumos. Ne ducem. Mă bagă titular. 0-0, 0-0, jucăm. Iau un cartonaș galben în prima repriză. Arbitru Frățilă. Iau un cartonaș galben. Pauză, începe a doua repriză. Dau gol în a doua repriză. 1-0. Și în teren, fără să ies din teren, fără, mă duc și mă bucur. Așa, la 15 metri în teren, în fața băncilor, de băncii de rezervă a gazdelor. Vine Frățilă, îmi dă al doilea galben, roșu, eliminat. Singurul roșu din toată cariera mea. Pa! Mă duc la vestiar. Nici n-am mai ieșit. S-a terminat 2-1 pentru Aro Câmpul Lung. Ma, vine Văietuș. Bă, în vestiar, în gura. Bă, le-ai scos banii la ăștia din buzunar, bă. Mi-am călcat eu peste principiile mele. Asta era o vrăjeală cu principii. Cred că n-avea niciun principiu. Bă, te-am băgat să joc, că mi-a zis și președintele, a urlat ăștia demisia și ia uite, bă, din cauza ta am pierdut 3 puncte azi și le-ai scos banii din buzunar la colegii tăi, la... N-am zis nimic, mă uitam în jos, zic, lasă-l, bă, omul are dreptate. Am luat roșu, ce tac din gură. Ne îmbrăcăm toți, ieșim din vestiar, îi zic la autocar, domnul Florică, zic, am plecat, la revedere, când avem antrenament? Unde te duci, mă, tu? Zic, cum, unde mă duc? La București. Păi, bă... Uite, e adevărat. Doamne ajută. Zic, la București, cum? Tu te bă, de aici nu pleacă nimeni, bă, la niciun București. Mai era un băiat care era din Pitești. Nu pleacă, bă, nimeni. Toată lumea în autocar, la Hunedoara. Bă, zic, am vorbit, bă, tu n-auzi, bă, ce îmi spui tu, ce am vorbit și aia. La autocar, toată lumea la Hunedoara. Bine, mă, băi, tu și tu e șeful, asta e. Ne-am întors la Hunedoara. Mă cheamă. Ia vină, bă, încoa. Da. Băi, uite, am stat și mai m-am gândit și aia. Dacă vrei, poți să pleci acasă. Du-te la București dacă vrei să-ți vezi familia. Ne vedem luni dimineață la 10:30, avem antrenament. Bine, mă, caracterul, le zic. Mersi frumos. Ești foarte amabil. Îți mulțumesc. Băi, să știi că mai m-am gândit și aia, nu cred că o să mai faci tu mulți purici cu mine aici. Și zic, aia, stați liniștit că oricum mai am contract puțin și mă întorc la București și o mai vedea ce-o fi pe urmă.